Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjană. Suntem astă seară împreună cu domnul Vasile Udroiu, directorul Liceului Energetic Târgu Jiu, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara! Suntem la o emisiune, aș putea spune, mai deosebită, pentru că ne-am propus să vorbim astă seară pe lângă lucruri noi despre liceul energetic, mai ales că, iată, avem și o conducere nouă care a apărut după concursurile ținute la nivel național, concursul, de fapt, la nivel național. În același timp vom vorbi și despre ce înseamnă la acest moment învățământul tehnologic căruia aparține și liceul energetic, dar în același timp o să încercăm să disecăm puțin dacă investițiile din învățământ, eforturile făcute în învățământ în ultimii ani au și roade la domeniu practic. Bineînțeles, vom aborda și teme de istorie, să dezvăluim telespectatorilor noștri că domnul Vasile Udroiu este profesor de istorie, aflat în conducerea filialei Gorj a Societății de Științe Istorice, așa că vor fi cu siguranță și teme din acest domeniu. Bineînțeles, aveți un număr pe ecran, așteptăm la 0766554870 SMS-uri, întrebări, sugestii, ca să le putem pune invitatului nostru. Așa că cred că discuția noastră ar putea începe așa, mai ales că veniți de la un liceu care, să spunem așa, a avut în mai scurta lui existență, sunt practic în anul 2000, cred că s-a făcut această separare între Colegiul Național Ecaterina și Liceul Energetic, singurul liceu cu profil energetic din Gorj, da? Aș vrea să începem chiar de acolo, nu zidurile fac o școală, ce am spus noi, spiritul care domnește. Da, e o parafrază după un citat mai... Este o parafrază după un citat al lui Ferdinand. Într-adevăr, liceul energetic s-a despărțit de Colegiul Național Ecaterina Tudorului în 1999. Cele două unități distincte s-au separat printr-o decizie a Ministerului Educației. Un liceu nou, dar cu istorie veche, spun eu, pentru că liceul are trecut. Veche și bună, cum veche, se spune. Veche, că mai există și vechi și mai puțin bun, da. Într-adevăr, originea liceului îl regăsim de prin secolul al XIX-lea, undeva când s-a înființat o școală de fete, dar schimbările produse la nivelul învățământului gorjean au făcut ca un liceu foarte mare, cu profil tehnic, la momentul respectiv, să se despartă. Actualmente, liceul energetic, fostul grup școlar energetic numărul 1, este și, după cum știe multă lume, un brand. Un brand care, vorbeam noi azi dimineață, ar trebui rebranduit într-un fel sau altul. S-a schimbat conducerea, dar o conducere veche, dar și nouă în același timp, pentru că, trebuie știut și spus, eu am îndeplinit funcția de director adjunct aproape 10 ani în acel liceu, așa că cunosc foarte bine liceul, cunosc în amănunt, sper eu că și colegii și întreg personalul mă cunosc destul de bine. A pornit de la ideea că liceul va trebui să capete o nouă dimensiune, în sensul că valorile și principiile după care se ghidează orice școală normală trebuie repuse în practică. Cred că aici în ultimii ani, nu numai liceul nostru, cred că întreaga școală, și gorjeană și probabil națională, a căpătat așa a intrat într-o etapă de pierderea identității, am numit-o eu. Identitate care trebuie să se redevină pe primul plan. Nu trebuie să privim lucrurile numai în ansamblul liceului energetic sau liceului sau școlilor tehnice. Problema învățământului românesc este una destul, după părerea mea, destul de pot să o numesc gravă. În sensul că s-a tot reformat și am ajuns la același loc. Practic, am investit foarte mult în infrastructură, s-au creat școli moderne, ziduri frumoase, dar spiritele care există în aceste licee lasă de dorit. Probabil în unele.
în cadrul liceului nostru, sperăm cu noua conducere să reintroducem niște reperi, niște principii, niște valori, niște norme, pe care sau care să fie respectate de întreg personalul școlii. Cred că asta este soluția, ca școala noastră să-și păstreze acest loc în cadrul liceelor tehnice. Nu vă ascund faptul că suntem pe poziții fruntașe în cadrul premiilor obținute la etapele naționale concursului de profil tehnic. Da, dar e loc, sau să spunem așa, a putut să se observe, și asta vorbesc prin prisma rezultatelor la bacalaureat, ultimii ani, ultimii doi ani, a fost o coborâre a rezultatelor față de ce ne obișnuise liceul energetic, să zicem, cu 4-5 ani în urmă. Da, examenul de bacalaureat, și aici lucrurile trebuie să regândite. În condițiile în care la liceele tehnologice metodologia spune ca examenul de bacalaureat să fie dat din profil de română, matematică și apoi fizică, chimie și biologie, iar tu ca și liceu faci 13 module cu disciplină tehnică și nu te lasă să dai bacalaureatul, cred eu că este unul din argumentele pentru care procentul de promovabilitate la bacalaureat a scăzut. Nu este acesta singur, eu sunt conștient de acest lucru, eu sunt conștient că trebuie o altă dimensiune a managementului la clasă. Cred că de aici pleacă lucrurile. Dacă managementul la clasă, profesorul la clasă, va încerca să-și atragă elevii, să-i conștientizeze de importanța examenului de bacalaureat recunoscut pe plan european, lucrurile se vor îmbunătăți din acest punct de vedere. Dar să nu uităm, nu numai examenul de bacalaureat este urmărit de către Școala Gorjeană. În primul rând, liceul este un loc în care îți dezvolți cultura generală, îți dezvolți anumite abilități sociale, abilități tehnice, care ulterior trebuie puse în viața de zi cu zi. Bine, acum mai e și o altă problemă, se tot discută despre ea, dar nu și cu, să spunem așa, soluții sau în orice caz măcar propuneri pertinente, pentru că avem două tipuri de elevi. În general, la colegiile teoretice, și a fost aici cu noi câteva săptămâni domnul profesor Gheorghe Nichifor, directorul Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu, spuneam, colegiile teoretice se adresează unor copii cu rezultate bune și foarte bune, în timp ce, de regulă, liceele tehnologice sunt un fel de cenușăreasă, unde ajung copiii cu performanțe mult mai reduse. Ori, problema că nu pleacă de la, deci, munca celor din licee tehnologice trebuie să fie, e mult mai dificilă, pentru că ai partenerul mult mai, deci mult mai puțin dispus să învețe sau, în orice caz, cu bagajul de cunoștințe mai redus decât cel de la teoretic. Într-adevăr, nivelul de admitere în învățământul tehnic este scăzut față de cel teoretic. Dar asta, nu, după părerea mea, nu este o scuză. Dimpotrivă, ar trebui să fie, eu știu, un început pentru elevii de clasa noua, ar trebui să fie o provocare pentru ei ca să promoveze examenul de bacalaureat. Nu uitați faptul că, promovând un liceu teoretic, și eu am promovat un liceu teoretic, la sfârșitul clasei a 12-a nu obții nicio diplomă de calificare. În schimb, la liceele tehnologice se obțin vreo 3 diplome de certificare a unor competențe profesionale care sunt recunoscute în Uniunea Europeană. Nivel de clasa 10-a, nivel de clasa 12-a, deci sunt diplome, repet, recunoscute. Avem absolvenți care lucrează în Uniunea Europeană și vin după aceste diplome care nu le-au ridicat la momentul absolvirii. Așa că, după părerea mea, sunt elevii din învățământul profesional și, să zicem, și tehnic, sunt avantajați din acest punct de vedere, în condițiile în care nu urmează o universitate sau o facultate de profil. Acum, discuția trebuie plecată de la următorul aspect. Investițiile care s-au făcut în infrastructură, investiții care vor continua fără îndoială. Dar cea mai mare investiție, o știți și dumneavoastră, o știu și telespectatorii noștri, trebuie făcută în factorul uman. În profesor, de fapt. Profesorul reprezintă agentul schimbării. De la el poate pleca schimbarea.
Dacă noi și noi la clasă, conducerea, vom inocula o nouă cultură, o nouă cultură organizațională în această unitate școlară, dar nu prin ordine date de sus, ci prin conștientizarea tuturor că școala aparține tuturor, că elevii nu sunt neapărat în responsabilitatea profesorului, ci în responsabilitatea școlii. Școala care trebuie să angreneze părinții, în primul rând, factorii de decizie locali, comunitatea locală, de ce nu agenții economici, pentru că acele cunoștințe dobândite în unitatea școlară trebuie să răspundă cerințelor angajatorului. Și revin și spun faptul că s-a aprobat în ultimii ani revenirea la o școală profesională este un lucru extraordinar. Chiar dacă legislația nu este adecvată în sensul că le permite cu nota, dau un exemplu, 2, 3, 4, să intre la liceu, dar în același timp, celălalt profesională, cu aceeași notă, pot să depună cerere pentru... Cred că dacă legislația se va modifica în sensul în care se va introduce un prag minim de admitere în clasa a 5-a, în clasa a 5-a, eventual și în clasa a 9-a, vorbim despre liceu, lucrurile s-ar rezolva. Școlile de arte și meserii desfințate vor reprezenta viitorul unor specialiști din domeniu. Da, cu siguranță s-a schimbat optica și la nivel de guvern, de guverne, de fapt, pentru că deja de câțiva ani s-a reintrodus învățământul profesional de începând cu clasa a 9-a și se vede de an la an numărul celor claselor crește, dar cu toate acestea încă sunt foarte mulți părinți pentru care contează doar faptul că să meargă la învățământul liceal, indiferent de multe ori chiar în licee mai puțin, mai slab cotate, pe ideea că trebuie să facă un liceu. Deși învățământul profesional în noua variantă le dă posibilitatea, da, ca după învățământul profesional să poată merge să facă și liceu dacă copilul respectiv are capacitatea. Pe de altă parte, și acum apropo de specializările care le aveți la energetic, avem foarte multe meserii, foarte multe care nu mai găsim pe piață, adică ai nevoie chiar de un frigotehnist, apropo de ce aveți și nu-l găsești, pentru că cei buni sau ori au plecat afară, unii au ajuns la vârsta pensionării, deci nevoia de oameni pregătiți pe meserii, electricieni și toate celelalte, e stringentă la acest moment. Pot să vă dau un detaliu, spre exemplu, meseria de sudor. Meseria de sudor nu mai există în județul Gurs din 1995. A fost ultima generație de sudori care a fost formată. Pentru că nu se poate face nimic fără un sudor bun. Practic în sectorul de construcții. Noi am introdus de 2 ani această meserie și avem la școala profesională pe sudori o clasă și pe operator turbine și cazane o altă clasă. Cum a zis dumneavoastră, o prostie. Eu înțeleg ideea de la care s-a plecat, ca toată nația asta română să fie educată și să facă carte. Numai că metodele, principiile care au guvernat această idee n-au dat roade. Și iată, s-a dovedit că trebuie revenită la vechea vorbim formă. Vorbim de profesori de istorie, până la urmă, doi aici, așa. Știm chestia cu mapa și cu sapa, cum se spunea asta. Deci la noi se inversează puțin chestia asta și practic toți se visează cu mapa la momentul când începe, când intră în, să zicem, da, în sistemul, în învățământul liceal. Nu este nicio rușine să folosești și sapa și o folosim și am folosit-o toți. Hai. Numai că e important ca cei care merg și cu mapa să fie responsabili că au mapa în mână. Asta este, cred eu, ideea. După părerea mea, sunt un optimist din fire și cred că perioada asta de tranziție, de agonie permanentă a României, cred că se va finaliza. Nu se poate merge așa orbecăind permanent. Vorbeam despre faptul că în ziduri, la figurat vorbind, ce înseamnă toată dotarea, uneori s-a mai investit, alte ori nu. Și acum vreau să vă spun și chiar ne puteți să ne spuneți care e situația la nivelul liceului energetic. Față de ce, să zicem, înainte de 1989, liceele tehnologice
aveau o anumită dotare, care de multe ori le-au rămas tot cu acea dotare, care acum este învechită, depășită sau altceva. Și din acest punct de vedere, cred că ar mai fi nevoie de investiții. Este nevoie de investiție masivă în atelierele școală. Chiar dacă noi avem acea meserie de sudori, păi dacă nu ai materia primă să le arăți copiilor, să le arăți cum se sudează, cum se face o piesă în domeniul respectiv. Investițiile s-au făcut în infrastructura aceasta doar la nivel, să zicem, al zidurilor, exact cum vorbim. Dar investiții, eu nu știu, din 2002, 2003, de când am fost în liceul energetic, să vină investiții, să vină o dotare pe atelierele școală. Din păcate, guvernul, cei abilitați, nu au investit, mergând și pe ideea de alfabetizare constantă a tinerilor noștri. Ce am făcut? Am dotat vechea conducere, am dotat atelierele cu mijloace proprii, provenite din proiecte internaționale, provenite din resurse extrabugetare. Din acest punct de vedere, pe anumite domenii, pe electronică și automatizare, avem un laborator performant în care își desfășoară activitatea, după părerea mea, cei mai buni specialiști în electronică. Păi, cred că guvernul a greșit puțin sau n-a ținut cont de situația din România, pentru că știm aceste clase, mai ales pe învățământul tehnologic și cel profesional mai ales, trebuie să aibă acea practică făcută la un agent economic, trebuie să fie acele contracte. Noi n-am ținut cont însă că pe multe din aceste ramuri agenții economici sunt foarte puțini, poate nu mai există deloc. Și unde să faci practica? Deci până la urmă tot de laboratorul, atelierul de la școală atelierul este școală. Nevoie. Pe de altă parte, și dacă te duci cu o anumită firmă, de multe ori blochezi activitatea, adică știți, acele de protecție a muncii și toate celelalte, practic ăla se gândește de 10 ori să facă un contract cu o școală, pentru că efectiv se blochează pentru o perioadă. Statul n-a venit, cum se întâmplă prin alte țări, cu diverse avantaje, scutiri de la impozite sau altceva, să fie cointeresat și patronul respectiv. Deci sunt și probleme de acest gen. În momentul de față, varianta cea mai bună, tot asta ar fi să investim în dotarea atelierelor de la școală. Asta ar fi una dintre probleme. Deci, dotarea. Avem, cum spuneam, zidurile sunt cum sunt, problema e de dotare. Și, spuneați mai devreme, de resursa umană. Resursa umană care trebuie adaptată, perfecționată, permanent. Trebuie să fim cât de cât în actualitate cu ce este nou la nivel național, european și mondial. Și regional, că noi ținem aici de regiunea asta. De adevăr, știm foarte bine și dumneavoastră știți la fel de bine ca mine, s-au investit foarte mulți bani în cursul acela de formare. Noi nu negăm, eu nu neg că aceste cursuri de formare sunt bune, dar nu au rezolvat problema sau nu rezolvă participa la niște cursuri de formare problemele de fond ale învățământului Gorjean. Eu cred că resursa umană despre care se tot discută în învățământ și vrem, nu vrem, trebuie să spunem că, din păcate, învățământul a ajuns ca o alternativă sau o ultimă alternativă pentru tinerii care termină o facultate. Nu este atractiv din punct de vedere financiar, dar, repet, o anumită problematizare, o anumită implicare, noi, de obicei profesorii, se pricep foarte mult la a critica și critică foarte ușor orice. Ei, eu cred că hai să ne folosim această latură a criticii în sens constructiv, adică să identificăm noi care este efectul nostru asupra elevilor. Atunci când vom conștientiza efectul nostru, efectul să ne evaluăm noi, performanțele de la clasă. Și atunci când toată lumea își va evalua performanțele de la clasă, eu cred că lucrurile vor intra pe un făgaș normal.
va trebui să renunțăm în a evalua pe cineva, a îl evaluez pe X sau pe Y. Nu. Trebuie să vedem ce evaluăm. Evaluăm despre ceva. Ca să ne dăm seama noi, ca și personal didactic, noi ca și conducere, dacă în școala respectivă există un sistem de implementare, un sistem al calității. Practic fiecare om trebuie să fie responsabil cu ceea ce trebuie să facă în școala respectivă, la locul respectiv și așa este peste tot în Uniunea Europeană. Responsabilitate, respect reciproc, dialog, perfecționare, iată valorile care, cred eu, vor duce spre un progres. Da, sunt și câteva mesaje, o să le citim mai târziu. Vorbeam despre aceste, să spunem așa, că e nevoie, deci, iată, de investiții în mai multe direcții. Pe de altă parte, spuneați de schimbarea opticii și cred că aici este o mare problemă, atât la nivel de cadre didactice, cât și la nivel de elevi și mai ales de părinți, pentru că acest fenomen, școala nu este deloc un câmp închis, un spațiu închis. Ea trebuie să interacționeze cu toți factorii ca să putem ajunge la un rezultat final. De regulă și se dă vina pe școală pentru toate relele din societate, deși școala este este produsul celor ce se întâmplă în societate. Păi ce înseamnă de fapt educație? Înseamnă creștere, hrănire și cultivare. Păi dacă ne propunem să educăm un tânăr și toți suntem părinți, creștere, trebuie să-l creștem, participă în primul rând părinții, hrănire, aici participă tot părinții, și la cultivare, aici intervine școala. După părerea mea este și cel mai greu aspect să cultivi pe cineva. Implicarea părinților, atragerea lor de partea școlii este o problemă nu numai a școlii gorjene. Eu cred că este o problemă a învățământului românesc. Nu uitați faptul că, din păcate, mulți din tinerii români și-au făcut familii în străinătate. Copiii merg acolo la școală. Copiii de 15, 16, 18 ani sunt singuri aici cu bunicii, părinții sunt plecați afară. Așadar, e foarte greu de atras părinții spre școală, pentru că sunt ocupați, serviciile sunt, lupta pentru existență este foarte dură, e foarte greu, dar în același timp este și responsabilitatea lor. Așa cum vorbeam la început despre schimbarea culturii organizaționale din școală, noi dacă închidem școala, un sistem închis, nu vom face nimic. Școala trebuie deschisă spre părinți, spre cadre didactice, spre comunitatea locală, spre partenerii economici. Toți acești factori, cum a spus și dumneavoastră, contribuie la educarea tinerii generații. Altfel, o singură rotiță nu poate funcționa. Apropo de optică greșită, știm evenimentele din București de acum câteva săptămâni, din cauza vremii, școlile închise o săptămână. Foarte mulți părinți intrau pe diverse posturi de radio, am ascultat chiar din mașină, enervați de decizia primarului, deși s-a văzut ce a fost în București, că a fost o decizie întemeiată, dar foarte mulți dintre părinți spuneau, dom'le, dar eu cu cine las copilul? Deci singura lor preocupare nu era că o săptămână copilul s-a dus, că pierde lecții, că anumite sunt evaluări, sunt lucruri de fixat, ci doar problema cu cine îl lasă. Deci școala a ajuns de foarte multe ori să spunem așa, să ținem copiii acolo închiși câteva ore, da, să vă scape și părinții de grija lor. O fortăreață. Ceea ce nu este deloc în regulă. Școala nu este o fortăreață, dar în același timp școala trebuie să asigure climatul necesar al protecției pentru tânăra generație. Vedeți, tocmai de aceea și meseria aceasta de profesor este una foarte delicată, este una extrem, pentru că nu lucrezi cu obiecte, nu lucrezi cu mașini, cu utilaje, lucrezi cu suflete, lucrezi cu oameni. Și vă dați seama că un suflet, un om
aruncat, să zicem, dintr-o anumită eroare la gunoi, greu îl mai aduci pe linia de plutire. Așadar, este o meserie nobilă, ne-am asumat-o, dar trebuie să fim ajutați pentru a duce la bun sfârșit. Simpla alocare de fonduri, simpla rebrânduirea unor meserii sau a unor școli nu este o soluție. Va trebui din interior să plece o schimbare. Da, o să dau citate la câteva mesaje. Cineva vă felicită pentru faptul că conduceți din nou liceul energetic, vă urează succes într-o întreprindere foarte grea, spune. Da, este. Așa, depinde de apreciere. Cineva ne întreabă așa, credeți că o meserie învățată la nivelul unui liceu tehnologic, bară, învățământ profesional, poate să ne ajute să intrăm pe piața muncii? Cu siguranță acest lucru. Și vă spun din proprie experiență și știți și știe, cred că și telespectatorul nostru, cunoștințele dobândite în liceu sunt esențiale pentru a dobândi anumite abilități practice. Eu știu ce fac colegii mei și ingineri și maestri. Acolo învază baza meseriei. Ulterior, dacă merg la o facultate, se specializează într-un anumit domeniu. Dar, repet, cultura generală și în special cultura tehnică se învață în liceu. Și nu vă ascund, istoria care am învățat-o în liceu a fost mai importantă decât cea învățată după la facultate. Da, cineva vă cere să precizați care este părerea dumneavoastră despre rolul cadrelor didactice, dacă schimbarea trebuie să o așteptăm de la tineri sau persoanele mai vârstnice, pentru că unii sunt, primii sunt nepregătiți, cea a doua categorie sunt expirați, cum spune telespectatorul nostru. Nu pot să fac asemenea afirmații. Într-adevăr, cum am mai vorbit noi, școala sau meseria de profesor nu este atractivă din punct de vedere financiar și poate angajările în ultimul timp în învățământ a lăsat de dorit, dar după părerea mea, cadre expirate eu nu am întâlnit. Au existat tot felul de cursuri de formare, de reformare profesională și mulți colegi de-ai noștri și-au însușit anumite cunoștințe. Știu, cunosc profesori foarte buni, profesori excelenți, foștii noștri profesori, care încă predau și, după părerea mea, o fac cu, la un nivel academic foarte, foarte înalt. Spune cineva, cred că una din hibele învățământului românesc este că pregătește forță de muncă pentru alte țări. Deci pleacă străinătate după ce se formează la noi și aceasta, e un adevăr. Aceasta este una din consecințele integrării în Uniunea Europeană. După părerea mea, este un lucru bun că tinerii pleacă și își găsesc un rost în viață. Problema trebuie ca noi să putem să le oferim ceva ca să rămână. Lor nu le este foarte bine, nici în străinătate, fiți siguri din acest punct de vedere. Dacă se va investi din nou în infrastructură, în mentalitatea și revin la o redimensionare a mentalității, de la o conștientizare a tot ceea ce reprezentăm noi în unitatea școlară, în viață, în societate, în familie, atunci putem vorbi de un învățământ, de o alternativă educațională, de o societate normală. Iar faptul că tinerii pleacă, din punctul meu de vedere, este un lucru bun, numai că atunci când vor să plece sau când își doresc să plece, să o facă cu un bagaj de cunoștințe solid, să nu fie, să folosesc un termen istoric, sclavi în Occident, pentru că altfel întreaga lor tinerețe și va fi afectată de acest Bine, lucru. Bine, acum este și problema cealaltă, în sensul că, și acum privind strict economic, statul român cheltuie de la formarea unui medic, a unui profesor și până la cel de un electrician sau mai știu ce altă meserie, cheltuie niște bani care practic se cheltuie pentru alte țări din Uniunea Europeană, că nu pleacă în afara Uniunii Europene, de regulă. Pe de altă parte, însă, ne întreabă cineva, un alt telespectator și asta vreau să vă, ne întreabă așa, domnule Utroiu, ce viitor credeți că mai are învățământul energetic la Târgu Jiu când știm ce se întâmplă cu termocentralele și alte locuri de muncă?
E o întrebare grea. Mărturisesc că, și acum am spus, eu sunt optimist. Învățământ, știința, domnule Șomcu, știința este templul, nu neapărat al democrației, cum vorbeam noi. Știința s-a dezvoltat, știința a explicat multe fenomene. Din păcate, ceea ce se întâmplă la complexele energetice este o problemă veche, e o problemă de zeci de ani, din câte știu eu. Județul depinde, din acest punct de vedere, de cele două complexe energetice. Sper că se vor găsi soluții, sper ca guvernanții să găsească cele mai bune alternative pentru ca județul nostru să nu dispară din punct de vedere economic. Nădăjduiesc că vom avea un viitor energetic în județul Gorj. Și oricum nu trebuie să privim, chiar dacă aveți, bănuiesc, contactele acestea cu sistemul energetic direct, cu termocentralele, cu energia pe cărbune, ceea ce se produce în general în Gorj. Avem parteneriate spuneam mai devreme, de electricieni, de cei care se pricep la partea asta, e nevoie și în domeniul... Și în alte domenii de activitate, sigur. Și că până orice firmă folosește energia electrică într-un fel sau altul. O folosim în viața de zi cu zi. Da, o folosim în viața de zi cu zi. Mergem mai departe, propuseasem, având în vedere că am un profesor de istorie care știe ce s-a întâmplat așa de-a lungul timpului și avem, iată, în piețe, în foarte multe orașe din țară, avem foarte mulți tineri care, după modelul mai mult sau mai puțin românesc al anilor 90, după modelurile mai noi de pe la Kiev, în Ucraina și în alte părți, cer anumite lucruri. Avem la acest moment, și se poate vedea asta pe rețele de socializare, o ruptură într-o generație tânără care dorește permanent schimbare și am văzut câte schimbări s-au făcut în ultimii ani, nu neapărat dintre cele mai bune, și o generație mai în vârstă care dorește o stabilitate mai mare, o creștere a calității vieții în primul rând și după aia celelalte priorități. Cum priviți cu ochii istoricului și poate ne raportăm la evenimentele din, nu știu, din ultimul secol, dacă sau mai puțin? Noi, tânăra asta generație, și cred că și noi facem parte în această tânără generație, probabil privim lucrurile diferit de cetățenii, de persoanele mai vârstnice decât noi. Schimbul acesta între generații a fost și va exista permanent. Duelul, practic, antiteza asta între generații. Aici nu este o problemă. Revenind la fondul problemei discutate de dumneavoastră, știm foarte bine și noi românii că am fost 50 de ani sub un regim totalitar și știm cât de rău ne-a fost, de anumite puncte de vedere, și știm cât de mult a însemnat libertatea. Dacă libertatea va fi și nu va fi bine înțeleasă, este prost înțeleasă de tânăra generație, de generația mai veche, atunci lucrurile nu vor intra pe un făgaș normal. După părerea mea, România este ruptă în două astăzi datorită la mai multe aspecte. În primul rând, această separație a puterilor în stat, care nu funcționează. Chiar dacă în Constituție România, vrem nu vrem, este o republică parlamentară. Este o republică parlamentară. După părerea mea, votul trebuie respectat, votul din decembrie trebuie respectat. Lucrurile trebuie aduse pe un făgaș normal, în sensul că manifestările pot să existe, manifestări pașnice și jos pălăria pentru cei care merg și exprimă punctul de vedere, pentru că asta au câștigat aceiași tineri în 89. Dar o escaladare în forță a anumitor instituții poate crea un precedent periculos. Din punctul meu de vedere, o responsabilitate a factorilor de decizie la conducerea țării, vorbim de parlament, vorbim de guvern, vorbim de președinție, ei trebuie puși în același loc, trebuie dialog,
Și în ultimul rând, trebuie ca lucrurile să se facă în mod transparent, adică toate deciziile luate în mod transparent și după o anumită regulă, regula democrației. Nu am inventat noi această regulă, este veche și trebuie să învățăm de la democrațiile occidentale cu... Bun, democrație, transparență, negociere sunt lucruri care ar trebui să facă parte din arsenalul politicienilor români și nu prea face. Însă, încă o dată, vin cu această... Parcă s-a exacerbat prea mult acest conflict între generații. Deci s-a ajuns până acolo încât cei mai în vârstă să-i considere pe tineri și slab pregătiți și că habar n-au pe că sunt manipulați și nu știu ce, poate întemeiat, poate neîntemeiat. Pe partea cealaltă, cei tineri să-i consideră pe cei bătrâni, senili, expirați și alte chestii, cum ziceam mai devreme. Nu sunt de acord cu această abordare sub nicio formă. Și eu cu părinții mei am avut și avem diferende de opinie, e normal. Și eu cu copiii mei am diferende de opinie. Așa că dezbaterea, domnule Șumucu, progresul de aici provine. De la această dezbatere, această comunicare, de la aceste idei bune de o parte, mai puțin bune cealaltă parte. Faptul că tânăra generație acum, după părerea mea, cere prea mult față de ceea ce oferă societății, e o problemă. În același timp, repet, și cei mai în vârstă trebuie să respecte tineretul, pentru că o viață avem și vrem, nu vrem, numai pe ea o avem și vrem să o trăim așa cum și-o doresc ei. O Românie curată, o Românie democratică, fără instituții de forță, fără o anumită exacerbare a anumitor roluri, o Românie democratică și europeană. Bun. În anii 90, vremuri pe care le-am prins și noi la diferite vârste, cei din piață aveau un mesaj clar îndreptat împotriva instituțiilor. Era împotriva poliției la momentul acela, chiar a serviciilor securității, cum era pe vremea aceea, sau imediat se modernizează, diverse acelea. Deci piața cam asta cerea, libertate, democrație. La fel cere și acum. Acum piața. La fel cere și acum, dar traducerea, dacă o vedem, este alta. Deci, practic, acum cei care cer și generația tânără cere o creștere a puterii instituțiilor de forță. E logică, acum ca istoric vorbim. Bine. Sau și sociologie până la urmă. Să revenim să definim. Acum nu putem defini ce înseamnă instituții de forță. Și acele instituții de forță despre care vorbiți și dumneavoastră sunt supuse acelorași sau ar trebui supuse acelorași reguli. Indiferent de forță sau neforță, ele sunt instituții puse în slujba cetățeanului. Le numim noi instituții de forță, dar reglementarea legislației, după părerea mea, nu trebuie să le dea o altă caracteristică, o altă forță decât cea pe care o permite legea. Dacă există exagerări și vrem, nu vrem, le vedem în zilele noastre, ele trebuie reanalizate și repuse lucrurile pe un făgaș normal. Repet, nu trebuie să existe instituții de forță. România nu trebuie condusă prin forță. România trebuie condusă pe baza unor principii democratice, principii care... Și știm în istorie, au condus spre dezastre, pentru că și Hitler a fost ales în Germania pe cale democratică și a urmat dezastru. Dar din păcate, sau putem spune și din fericire, alt sistem de guvernare mai bun ca democrația nu a fost inventat. Și asta încă e din Grecia Antică. Și este din Grecia Antică, da, din secolul 5 înainte de Hristos. Cu alte cuvinte, nu avem ce face. Revenind la fondul problemei, toți factorii decizionali trebuie să se pună de acord. Anumite insinuări, anumite exacerbări nu și-au rost într-o societate democratică, iar România, nu trebuie uitat, este membru a Uniunii Europene, este membru a NATO, trebuie să ne respectăm angajamentele luate în cadrul aderării la aceste organisme europene și euroatlantice și trebuie revenit la un sistem normal. Și nu în ultimul rând, domnule Șumucu, trebuie să revenim la muncă. Nu știu cât putem să protestăm, cât de bine protestează mai mulți, mai puțin, trebuie să ne reîntoarcem la muncă. Asta cred că este salvarea
din nou salvarea României, să-i zicem. Chiar ați anticipat cumva o întrebare, spune cineva aici, faptul, chiar cum comentează invitatul dumneavoastră, spune cineva, faptul că acei tineri care ies în spate de obicei nu au o ocupație, eventual școală, cu siguranță nu sunt în câmpul muncii. Vi se pare normal ca un tânăr de 20-30 de ani să nu aibă serviciu la vârsta asta? Nu mi se pare normal și eu am militat tot timpul ca tânăra generație să fie integrată în societate, ca tinerii să facă școală mai devreme sau mai târziu unii, pentru că le dă posibilitatea să o facă și la după 20 de ani. Faptul că nu-și găsesc un serviciu este, după părerea mea, o problemă în primul rând a lor, ca ființă umană, și nu putem ignora și a statului, pentru că, din păcate, locuri de muncă sunt din ce în ce mai puține pe piața din domeniu. Mai spune cineva așa, pentru colegii mei, deci probabil că tot în învățământ este, vi se pare normal că școala este făcută responsabilă pentru toate relele din zilele acestea? Într-adevăr, școala, sau mai bine spus, prin intermediul școlii, toate celelalte instituții ale societății românesc își fac treaba. Pornind de la poliție, pornind de la primării, pornind de la jandarmerie, de la statistică, într-adevăr, la școală găsești curriculum, să zicem, vitae al oricărei persoane. Școala trebuie făcută responsabilă pentru educație. Dacă școala nu face educație în orele acelea de curs, dacă școala nu cultivă acel tânăr, acolo trebuie intervenit. Faptul că este responsabilă pentru toate relele pământului din relele societății nu cred că este o abordare constructivă din punctul meu de vedere. Repet, prima sau pregnantă a școlii, cerința școlii este să educe tânăra generație. Acum, dacă reușește sau nu reușește, sunt examenele naționale, sunt tot felul de examene care dau tonul acestei întrebări. Da, ne mai întreabă cineva ce spune așa. Avem diverse examene care arată că tânăra generație este foarte slab pregătită, de la evaluările de la clasele 1-8 până la bacalaureat. Ce ar putea fi făcut pentru elevii de la noi ca să aibă performanțele din vest? Păi, nu știu ce performanțe au nici elevii din vest, că da, e o altă discuție. Ca o paranteză, vin copii transferați care nu sunt deloc cu performanțe. Eu nu sunt un fan al școlii vest-europene. Acolo societatea și cultura lor a făcut ca progresul societății să nu fie dependent exclusiv de școală. Din păcate, la noi, cultura și societatea și au făcut ca școala să determine progresul tinerei generații. După părerea mea, și vă spun că mi-e dor de primii ani ai mei de învățământ, când într-adevăr copiii învățau mult mai bine, și nu vă ascund faptul că treceam mult timp și corectam lucrări de 4, 5, 6 pagini, ori astăzi este la un liceu tehnologic și nu cred că la niciun liceu teoretic este rar avis interis o lucrare de 7-8 pagini. Revenirea la tot ceea ce înseamnă carte, probabil mijloacele este moderne, calculatori, internet, îi determină pe copii să nu mai pună mâna pe carte. Este o vorbă din popor să pui mâna pe carte, dar care ascunde mult adevăr. Din păcate, Facebook-ul, mijloacele acestea de comunicare, îi fac pe copii să uite să scrie. Puneți copiii dumneavoastră acasă să scrie. Din propria experiență, băiatul meu refuză să scrie. Pentru că nu-i mai place cartea în sensul de să citească o carte propriu-zisă. E mai ușor să deschidă un laptop, un calculator, eu știu, o tabletă sau un telefon. Bine, astea sunt progresele tehnologice de care e normal să ne adaptăm și vrând nevrând ne-am adaptat și noi, cu siguranță cei mici s-au adaptat mult mai repede, sunt generații care s-au născut cu tableta, cu telefonul, cu laptopul în mână. Suntem la final de emisiune, ca și o concluzie.
a discuției noastre, apropo de spiritul care ar trebui să domine școala, spiritul școlii să fie mai important și să reușească ca la acesta să ajungă și beneficiarii direcția învățământului, e vorba de elevi. Consider că un management democratic, un management coerent, un management cinstit, o anumită responsabilizare a tuturor factorilor decizionali în creșterea copiilor. Și revenim, profesori, directori, părinți, comunitate locală, jandarmerie, de ce nu, poliție, toți factorii locali. Responsabilizare, dialog și bun simț de partea fiecăruia vor face ca încet, încet tânăra generație să învețe să învețe, practic, pentru că au uitat să învețe. Și cu ei, practic, uităm și noi să învățăm, pentru că pe ideea că merge și așa, deprofesionalizăm actul de învățământ. Cu siguranță vom mai continua discuția noastră și într-o altă emisiune. Acum timpul acordat s-a terminat. Cu cea mai mare plăcere. Mulțumim pentru prezența la această emisiune. Și eu vă mulțumesc. Dragi telespectatori, a fost împreună cu noi domnul Vasile Udroiu, directorul Liceului Energetic din Târgu Jiu. Mulțumim pentru atenție. La revedere!